Sau mă lași pe mine să te caut când simt eu nevoia, sau deloc. Părinții se realizează prin copii, ca să știi și tu. Ție ți se pare normal să n-am acces în casa copilului meu? Eu când ți-am zis să faci doi căunul, nu ajunge. Acum aveți și tu de unde alege. Cheile de la casa mea. De 3 ani de când e cu individul ăsta. Îl dirigează și îl conduce cum vrea. Te fut în gură și pe tine. Vreau să stai liniștită și nu te panichezi. Am făcut un accident. Vă este familiară, sper, conjunctura incidentului. Cine a fost de vină? Acesta sunt eu. Acesta el. Și aici s-a produs impact. Mă gândeam că poate împreună găsim o formulă. Dacă vă ocupați, ocupați-vă voi până la capăt. Nu mă las cu bună ce-mi dați cu cealaltă. Faceți voi. Uneori trebuie să mai faci și tu. La noi o să știți că vreau să facă dreptate și mă duc până la Dumnezeu. Să-mi spuneți cât. Sper că realizați că sună foarte brutal. Ce vreau e să mă lăsați în pace. Să nu vă mai băgați. Gata. Ăsta-mi fută pușcăria, uite dragi. Dumneavoastră ori îmi dați 80.000 de euro peste 2 săptămâni, sau dacă nu? Vreau cât mai trebuie să mă bucur cât mai mult de tine. Dă-te jos din mașină! Mă lași în dă-te jos din mașină! Eu îți jur, mi-am luat mâna de pe tine. Ce vă povestesc acum să rămână între noi două? Absolut. Sunteți sigură că vreți să auziți toate chestiile astea despre el?